Capitolul 20. Viziunea Sfințeniei 1. Săptămâna Sfântă E Duminica Floriilor, sărbătoarea Victoriei și a acceptării adevărului. Să nu ne petrecem această săptămână sfântă contemplând cu tristețe răstignirea Fiului lui Dumnezeu, ci sărbătorindu-i fericiți eliberarea, căci Paștele e semnul păcii, nu al durerii. Un Hristos ucis e un nonsens dar un Hristos înviat devine simbolul iertării de sine, semnul că Fiul lui Dumnezeu se vede vindecat și întreg. Săptămâna aceasta începe cu ramuri de sălci și se termină cu crini, semnul alb și sfânt că Fiul lui Dumnezeu e inocent. Nu lăsa niciun semn întunecat al răstignirii să se interpună între călătorie și scopul ei, între acceptarea adevărului și expresia lui. Săptămâna aceasta sărbătorim viața, nu moartea, și cinstim puritatea de desăvârșită a Fiului lui Dumnezeu, nu păcatele lui. Dăruiește-i fratelui tău crinii, nu cu una de spini, darul iubirii, nu darul fricii. Tu stai lângă fratele tău cu spinii într-o mână și crinii în cealaltă, nesigur pe care să i dai. Unește-te acum cu mine și aruncă spinii, oferindu-i crinii în locul lor. De paștele acesta vreau darul iertării tale oferit de tine mie și restituit de mine ție. Nu ne putem uni în răstignire și în moarte și nici învierea nu poate fi deplină până nu îți stă iertarea asupra lui Hristos alături de a mea. O săptămână e o perioadă scurtă și totuși această săptămână sfântă simbolizează întreaga călătorie întreprinsă de Fiul lui Dumnezeu. A pornit la drum cu semnul victoriei și făgăduința învierii deja la dispoziția lui, să nu se ducă în ispita răstignirii și să întârzie pe acolo. Ajută-l să treacă de ea netulburat cu lumina propriei lui inocențe, luminându-i calea spre izbăvirea și eliberarea lui. Nu îl reține cu spin și cuie când izbăvirea îi este atât de aproape, ci lasă albețea strălucitorului tău dar de crini să îi iuțească pasul pe drumul ce duce la înviere. De Paști nu sărbătorim costul păcatului, ci sfârșitul lui, dacă vei întrezări fața lui Hristos pe după văl, printre petalele albe ca zăpada ale crinilor pe care i-ai primit și dat în dar, vei vedea fața fratelui tău și o vei recunoaște. Străin am fost și mai primit, fără să cunoști cine sunt. Dar mulțumită darului tău de crin, vei cunoaște. În iertarea pe care o oferi acestui necunoscut, străin ție și totuși străvechiul tău prieten, stă eliberarea lui și izbăvirea ta cu el. Paștele e un prilej de bucurie, nu de jale. Privește-ți prietenul cel înviat și sărbătorește-i sfințenia împreună cu mine, căci Paștele este prilejul mântuirii tale odată cu a mea. 2. Darul de crin Privește toate nimicurile făcute să împodobească trupul, să îl acopere sau să-i fie de folos. Uită-te la toate lucrurile inutile făcute să îi desfete ochii. Gândește-te cât ai făcut pentru plăcerea trupului și amintește-ți că toate au fost menite să dea o aparență de frumos unui lucru care îți pare odios. Vrei să folosești acest lucru odios să îți ademenești fratele și să atragi ochii trupului său? Învață că nu îi oferi decât o cunună de spini, nerecunoscând trupul drept ce este și încercând să justifici felul în care îi interpretezi valoarea prin faptul că îl acceptă fratele tău. Darul însă îți declară fratele nevaloros în ochii tăi, iar acceptarea și încântarea lui îi confirmă lipsa de valoare în proprii ochi. Darurile nu se fac prin trupuri, dacă e să fie date și primite cu adevărat, căci trupurile nu pot nici oferi, nici accepta, nici acorda și nici lua. Numai mintea poate evalua și numai ea decide ce vrea să primească și să dea. Și fie ce dar pe care îl oferă, depinde de ce vrea ea. Ea își va împodobi calea aleasă cât se poate de atent, pregătindu-o să primească darurile pe care le vrea ea, oferindu-le celor ce vin la casa ei aleasă sau celor pe care ar vrea să îi atragă în ea. Și aici vor face schimb de daruri, oferind și primind ce judecă mințile lor că este demn de ele. Fiecare dar e o evaluare a celui ce primește și a celui care dă. Nu există cineva care să nu își considere casa aleasă un altar închinat ție însuși. Nu există cineva care să nu urmărească să atragă aici adoratorii lucrului pe care l-a pus pe altar, făcându-l să le merite devoțiunea. Și fiecare și-a pus o lumină pe altar ca ei să vadă ce a pus el acolo și să îl ia ca bun al lor. Iată valoarea pe care vă atribui fratelui tău și ție însuți. Iată darul pe care vei-l faci la amândoi, judecata ta la adresa Fiului lui Dumnezeu. Nu uita că cel căruia îi oferi darul e mântuitorul tău oferă spin și te răstignești pe tine, oferă-i crin și te eliberezi pe tine. Am mare nevoie de crin, căci Fiul lui Dumnezeu nu m-a iertat. Oare pot să i oferi iertare când El îmi oferă spin? Căci cel care oferă spin cuiva e încă împotriva mea și fără el e cineva întreg? Fi prietenul lui pentru mine, să fiu iertat și să îl vezi întreg pe Fiul lui Dumnezeu. Dar uită-te mai întâi la altarul casei tale alese și vezi ce îmi închin pe el. Dacă sunt spini cu țepi care lucesc tăios într-o lumină roșu-sângerie, trupul e casa ta aleasă și separarea e darul pe care mi-l oferi. Și totuși, spinii au dispărut. Privește-i acum și mai de-aproape și vei vedea că altarul tău nu mai e ce-a fost. Tu privești încă cu ochii trupului, iar ei nu pot să vadă decât spini. Dar ai cerut și ai primit un alt mod de a vedea. Cei ce acceptă scopul Spiritului Sfânt ca propriul lor scop îi împărtășesc și viziunea, iar ce îi dă posibilitatea să își vadă scopul iradiind din fiecare altar este acum al tău și al său deopotrivă. El nu vede străini, ci doar prieteni prea iubiți și iubitori. Nu vede spin, ci numai crin, licărind în văpaia blândă a păcii care se răsfrânge peste tot ce vede și iubește el. De paștele acesta privește sfratele cu alți ochi. Mai iertat într-adevăr, și totuși nu îți pot folosi darul de crini cât timp nu îi vezi. Și nici tu nu îmi poți folosi darul dacă nu îl împărtășești. Viziunea Spiritului Sfânt nu e un dar neînsemnat, o jucărie pe care să o arunci de colo-colo și apoi să o lași. Ascultă și auzi cu mare atenție și nu s -o că este doar un vis, un gând indiferent cu care să te joci, o jucărea pe care să o apuci din când în când și apoi să o pui deoparte. Căci dacă o tratezi așa, așa va fi și pentru tine. Ai acum capacitatea de a vedea dincolo de toate iluziile. Ți s-a dat să nu vezi spini, nici străini, nici obstacole în calea păcii. Acum, frica de Dumnezeu nu mai contează pentru tine. Cui îi e frică să primvească niște iluzii când știe că îi stă alături Mântuitorul? Cu el, viziunea ta a devenit cea mai mare putere de a desface iluziile pe care a putut-o da Dumnezeu însuși. Căci, ce i-a dat Dumnezeu Spiritului Sfânt, ai primit tu. Fiul lui Dumnezeu contează pe tine să se elibereze, căci ai cerut și ți s-a dat puterea de a privi acest ultim obstacol și de a nu vedea nici spin, nici cuie care să îl răstignească pe Fiul lui Dumnezeu și să îl încoroneze rege al morții. Casa ta aleasă e dincolo, de partea cealaltă a vălului. Ți s-a pregătit foarte atent și e gata acum să te primească. Nu o vei vedea cu ochii trupului, dar ai tot ce îți trebuie. Casa ta te tot cheamă de când a început timpul și nu ai reușit nici când să nu o auzi. Ai auzit, dar nu ai știut nici cum să te uiți nici unde. Acum știi. În tine stă cunoașterea gata să fie dezvăluită și eliberată de toată spaima ce a ținut-o ascunsă. Nu este frică în iubire. Cântecul de Paști este refrenul vesel că Fiul lui Dumnezeu nu a fost răstignit. Să ne ridicăm ochii împreună, nu cu frică, ci cu credință. Și nu va fi nicio frică în noi, căci nu vor fi iluzii în felul nostru de a vedea. Doar un făgaș spre ușa deschisă a cerului, casa pe care o împărțim în tină și în care trăim, blând și pașnic, împreună și ca unitate. Nu vrei să te ducă fratele tău acolo? Inocența lui îți va lumina drumul, oferindu-ți lumina ei călăuzitoare și protecția ei fără de greș, și răsfrângându-se din altarul sfânt din el, unde ai pus crinii iertării. Lasă-l să îți fie mântuitorul de iluzii și privește-l cu noua viziune care vede crinii și îți aduce bucurie. Trecem dincolo de vălul fricii, luminându-ne unul altuia drumul. Sfințenia ce ne conduce e în noi, după cum e și casa noastră. Așa vom găsi ce e amenit că vom găsi cel ce ne conduce. Acesta este drumul cerului și al păcii pascale, în care ne unim conștientizând cu bucurie că Fiul lui Dumnezeu a înviat din trecut și s-a trezit la prezent. Acum e liber, nelimitat în comuniunea lui cu tot ce este în interiorul lui. Acum, crinii inocenței lui sunt neatinși de vinovăție și feriți de potrivă de răceala înghețată a fricii și de mana nimicitoare a păcatului. Darul tău l-a scăpat de spin și cuie și brațul lui puternic e liber să te îndrume cu bine prin ele și mai departe. Mergi cu el acum plin de bucurie, căci mântuitorul de iluzii a venit să te întâmpine și să te conducă la voi acasă. Iată-ți mântuitorul și prietenul, eliberat de răstignire prin viziunea ta și liber să te conducă acum unde vrea el să fie. Nu te va părăsi, nici nu își va abandona mântuitorul la durere și împreună, tu și fratele tău, veți parcurge bucuroși drumul inocenței, cântând la vederea ușii deschise a cerului și la recunoașterea casei care va a chemat. Dă-i bucuros fratelui tău libertatea și puterea de a te conduce acolo și vină în fața altarului tău sfânt, unde așteaptă puterea și libertatea, să oferiți și să primiți conștiența strălucitoare care vă conduce acasă. Lampa e aprinsă în tine pentru fratele tău și de mâinile care i-au dat-o vei fi condus, dincolo de frică, la iubire. 3. Păcatul ca ajustare Credința în păcat este o ajustare, iar ajustarea este o schimbare, un salt perceptual sau o credință potrivit căreia ce a fost până o tinioară s-a preschimbat. Prin urmare, fiecare ajustare e o distorsiune pentru a cărei susținere împotriva realității trebuie să se recurgă la mecanisme de apărare. Cunoașterea nu cere ajustări și se pierde, de fapt, dacă se întreprinde orice transformare sau schimbare, căci acestea o reduc imediat la o simplă percepție, un mod de a privi din care s-a pierdut certitudinea și în care a intrat îndoiala. Acestei condiții deteriorate îi sunt necesare niște ajustări, pentru că nu e adevărată. Ce ființă trebuie să se ajusteze la adevăr care nu face apel decât la ce e ea ca să înțeleagă? Ajustările de orice fel țin de eu, căci lui ei aparține credința nestrămutată că toate relațiile depinde de ajustări să facă din ele ce vrea el. Relațiile directe în care nu apar perturbări sunt veșnic considerate periculoase. Eul s-a desemnat singur mediatorul tuturor relațiilor, făcând toate ajustările pe care le crede de cuvință și inserându-le între cei ce vor să se întâlnească, pentru a-i ține separat și a le împiedica unirea. Această perturbare studiată te împiedică să îți recunoști relația sfântă drept ce este. Cei sfinți nu perturbă adevărul. Ei nu se tem de el, căci tocmai în adevăr își recunosc sfințenia și se bucură de ce văd. Ei îl privesc direct, fără să încerce să se ajusteze la el sau pe el la ei, și văd de aceea că a fost în ei fără să decide în unde îl vor. Privirea lor nu face decât să pună o întrebare și le răspunde ce văd ei. Tu faci lumea și apoi te ajustezi la ea și pe ea la tine. Și în percepția ta, care v-a făcut pe amândoi, nu există nicio diferență între ea și tine. O simplă întrebare mai rămâne și necesită răspuns. Îți place ce ai făcut? O lume a atacului și crimei prin care îți croiești timidul drum. Printre pericolele constante singur și înspăimântat, sperând cel mult că moartea va mai aștepta un pic înainte de a te prinde și de a te face să dispari, lumea aceasta este născocirea ta. E un tablou înfățișând ce crezi că ești și cum te vezi pe tine. Un ucigaș este cuprins de spaimă, iar cei care ucid se tem de moarte. Toate acestea sunt doar gândurile înfricoșate ale celor ce vor să se ajusteze la o lume devenită înfricoșătoare tocmai prin aceste ajustări. Și, din ce e trist în sinea lor, își aruncă privirea cu mâhnire în afară și văd tristețea în afara lor. Te-ai întrebat vreodată cum e de fapt lumea? Cum ar arăta văzută prin ochi fericiți? Lumea pe care o vezi nu e decât o judecată asupra ta. Ea nu există. Dar judecata emite un verdict asupra ei, o justifică și îi dă realitate. Iată ce e lumea pe care o vezi, o judecată asupra ta emisă de tine. Eu îl păstrează cu grijă acest portret nesănătos pe care ți-l faci tu, căci este chipul lui, un chip pe care îl iubește, și îl pune în lume în afara ta. Și la această lume trebuie să te ajustezi cât crezi că acest tablou e în afară, iar tu la mila lui. Lumea aceasta este nemiloasă, și dacă ar fi în afara ta, ar trebui pe bune să te temi. Dar tocmai tu ai făcut-o nemiloasă, și acum, dacă nemilostivirea pare a te privi la rândul ei din tot ce vezi, ea poate să fie corectată. Cine poate rămâne nesfânt multă vreme într-o relație sfântă? Lumea pe care o văd cei Sfinți e una cu ei, după cum și lumea pe care o vede Eu este ca el. Lumea pe care o văd cei sfinți e frumoasă pentru că își văd inocența în ea. Nu i-au spus ce e, nu au făcut ajustări să corespundă ordinelor lor. Au întrebat-o cu blândețe și în șoaptă. Ce ești? Iar cel ce veghează toată percepția le-a răspuns. Nu nu a judecat a lumii ca răspuns la întrebarea ce sunt. Lumea crede în păcat, dar credința care a făcut-o cum o vezi nu este în afara ta. Nu căuta să îl faci pe Fiul lui Dumnezeu să se ajusteze la propria lui demență. Există un străin în el care a nimerit întâmplător în casa adevărului și care va pleca de acolo. A venit fără vreun scop, dar nu va rămâne înaintea luminii strălucitoare pe care ți-a oferit-o Spiritul Sfânt și pe care ai acceptat-o. Căci acolo străinul e lăsat afară, fără adăpost și ești primit tu. Nu îl întreba pe acest străin trecător ce sunt, că ce singurul lucru din tot universul care nu știe. Dar tocmai pe el îl întrebi și tocmai la răspunsul lui vrei să te ajustezi. Acest singur gând fantezist de o aroganță cumplită și totuși atât de mărunt și de neînsemnat încât trece neobservat prin universul adevărului, devine călăuza ta. Tocmai pe el îl întrebi semnificația universului și pe singurul lucru orb din tot universul văzător al adevărului îl întrebi cum să îl privesc pe Fiul lui Dumnezeu? Se cere oare judecată unui lucru văduvit total de judecată? Și dacă ai făcut-o, i-ai crede oare răspunsul și te-ai ajustat la el de parcă ar fi chiar adevărul? Lumea pe care o vezi e răspunsul pe care ți l-a dat, iar tu i-ai dat puterea să ajusteze lumea ca să își facă adevărat răspunsul. Ai întrebat acest suflu de nebunie care e înțelesul relației tale nesfinte și ai ajustat-o în funcție de răspunsul lui de Cât te-a făcut de fericit? Oare ți-ai întâlnit fratele cu bucuria de a-l binecuvânta pe Fiul lui Dumnezeu și i-ai adus mulțumiri pentru toată fericirea ce ți-a acordat-o? Oare ți-ai recunoscut fratele ca darul veșnic ce ți-l face Dumnezeu? Oare ai văzut sfințenia ce s-a răsfrânt potrivă în fratele tău și în tine spre a vă binecuvânta unul pe altul? Iată scopul relației voastre sfinte – nu cere de la singurul lucru care o mai vrea nesfântă mijloacele prin care se obține. Nu îi da puterea de a ajusta mijloacele și scopul. Prizonierii puși în lanțul grele ani de zile, înfometați și vlăguiți, slabi și istoviți, cu ochi plecați atât de îndelung în întuneric încât nu își mai amintesc lumina, nu s-ar de bucurie în clipa în care sunt eliberați. Mai trece câtva timp până înțeleg ce este libertatea, fără putere, ai căutat anemic și pedibuite în țărână și ai găsit mâna fratelui tău, nesigur dacă să îi dai drumul sau să apuci mai strâns o viață de multuitată. Apuc-o și mai strâns și ridică-ți ochii să îți vezi puternicul însoțitor în care stă înțelesul libertății tale. A părut să fie răstignit alătura de tine și totuși sfințenia lui a rămas intactă și desăvârșită și alătura de el astăzi vei intra cu el în rai și vei cunoaște pacea dumnezeiască. Iată voia mea pentru tine și fratele tău și pentru fiecare dintre voi, unul pentru altul și pentru sine însuși. Aici e doar sfințenie și unire fără limite. Căci ce e cerul, dacă nu unire, directă și perfectă, fără vălul fricii asupra ei? Aici una suntem, privindu-ne unul pe altul și pe noi înșine cu perfectă blândețe, Aici devin imposibile toate gândurile oricărei separări între noi. Tu, care ai fost prizonier în separare, ești liberat acum în rai. Și aici mă voi uni cu tine, prietenul meu, fratele meu și sinele meu. Darul pe care îl faci fratelui tău mi-a dat certitudinea că unirea noastră va fi cât de curând. Împărtășește atunci această credință cu mine și cunoaște că e îndreptățită. În iubirea desăvârșită nu este frică pentru că nu știe de păcat și trebuie să îi privească și pe alții cum se privește pe ea. Privind cu milă înăuntru, de ce se poate teme în afară? Cei inocenți văd siguranță, iar cei curați cu inima îl văd pe Dumnezeu în fiul său și se bizuie pe fiul să îi conducă la tatăl. Și unde vor să meargă ei dacă nu acolo unde vor să fie? Acum, tu și fratele tău vă veți conduce reciproc la tatăl cu aceeași certitudine cu care Dumnezeu și-a creat fiul sfânt și l-a păstrat tot sfânt. În fratele tău e lumina veșniciei și a făgăduinței dumnezeiești a nemuririi tale. Vezi-l fără păcat și nu va putea fi nicio frică în tine. 4. Intrarea în arcă Nimic nu-ți poate dăuna dacă nu îi dai tu puterea să o facă, dar tu dai putere în modul în care legile acestei lumi interpretează actul de a da. Dând, pierzi. Nu e la discreția ta să dai putere. Puterea ține de Dumnezeu, fiind dată de El și redeșteptată de Spiritul Sfânt, care știe că, dând, câștigi. El nu dă putere nici păcatului și de aceea acesta nu o are nici rezultatelor lui, după cum le vede lumea aceasta: boala și moartea și suferința și durerea. Aceste lucruri nu s-au petrecut pentru că Spiritul Sfânt nu le vede și nu dă putere sursei lor pretinse. Așa te ține el liber de ele. Fiind fără iluzii referitor la ce ești tu, Spiritul Sfânt îi dă simplu totul lui Dumnezeu, care a dat deja și a primit tot ce e adevărat. Ce e neadevărat, el nici nu a primit, nici nu a dat. Păcatul nu are loc în cer, unde rezultatele lui sunt străine și nu pot intra, după cum nici sursa lor nu poate. Iată de ce e nevoie să îți vezi fratele fără păcat. În el este cerul. Dacă vezi păcat în el, în schimb, cerul e pierdut pentru tine. Dar dacă îl vezi așa cum e, cei al tău se răsfrânge de la el la tine. Mântuitorul tău îți dă numai iubire, dar de tine depinde ce vrei să primești de la el, lui e dat să îți treacă toate greșelile cu vederea, și în asta stă propria lui mântuire. Dar și a ta, în felul în care o interpretează Spiritul Sfânt, mântuirea e o lecție despre cum dai, iar deșteptarea legilor lui Dumnezeu în minți ce au stabilit alte legi și le-au dat puterea de a pune în aplicare ceea ce Dumnezeu nu a creat. Legile tale de mente au fost făcute să garanteze că vei face greșeli? și le vei da puterea asupra ta acceptându-le rezultatele drept ceea ce meriți. Ce ar putea să fie asta dacă nu curată nebunie? Așa ceva vrei să vezi în cel ce te mântuiește de demență? El e la fel de liber de ea cum ești și tu și în libertatea pe care o vezi în el, o vezi pe a ta, căci o împărtășiți. Ce a dat Dumnezeu respectă numai și numai legile lui, iar cei ce le respectă e imposibil să sufere rezultatele oricărei alte surse. Cei ce aleg libertatea vor resimți numai rezultatele ei. Puterea lor ține de Dumnezeu și o vor da doar celor date de Dumnezeu pentru a o împărtăși cu ei. În afara ei, nimic nu îi poate atinge, căci nu văd altceva, împărtășindu-și puterea după voia lui Dumnezeu. Așa se stabilește și se păstrează libertatea lor. E susținută prin toată ispita de a întemnița și de a fi întemnițată. Pe cei ce au învățat ce este libertatea, ar trebui să îi întreb ce este. Nu întreba vrabia cum se avântă vulturul, căci cei cu aripi mici nu au acceptat pentru ei înșiși puterea de a împărtăși cu tine. Nepăcătoșii dau cum au primit, Vezi așadar puterea neîmpăcătoșeniei în fratele tău și împărtășește cu el puterea eliberării de păcat pe care i-ai oferit-o lui. Fiecare pribeag care cutreieră pământul într-o solitudine aparentă îi se dă un mântuitor, care are aici o funcție specială, să îl elibereze și să se elibereze deci. În lumea separării, fiecare e desemnat separat, deși sunt cu toții același. Dar cei ce știu că sunt cu toții același nu au nevoie de mântuire, și fiecare își găsește mântuitorul când e gata să privească fața lui Hristos și să îl vadă nepăcătos. Planul nu e elaborat de tine și nu trebuie să te preocupe decât partea care ți s-a dat de învățat, căci cel care cunoaște restul se va ocupa de rest fără ajutorul tău. Dar să nu crezi că nu are nevoie de partea ta să îl ajute în ce privește restul. Căci în partea ta stă întregul, fără de care nu e de plin în nicio parte, și nici întregul nu e deplin fără partea ta. În Arca păcii se intră doi câte doi, dar odată cu ei intră și începutul unei alte lumi. Aici trebuie să intre fiecare relație sfântă, să învețe funcția specială pe care o deține în planul Spiritului Sfânt, din moment ce îi împărtășește acum scopul. Iar când se va atinge acest scop, va apărea o lume nouă în care păcatul nu poate intra, o lume nouă în care Fiul lui Dumnezeu poate intra fără frică și în care se odihnește puțin să se uite închisoarea și să își amintească libertatea. Cum poate să intre să se odihnească și să își amintească fără tine? Dacă nu ești acolo și tu, el nu este deplin și tocmai acolo își aduce aminte de deplinătatea lui. Acesta e scopul care ți s-a dat: să nu crezi că iertarea pe care eu o ofer fratelui tău vă servește numai vouă, căci toată lumea nouă stă în mâinile fiecăror doi ce intră aici să se odihnească. Și în timp ce se odihnesc, fața lui Hristos strălucește asupra lor și își amintesc legile lui Dumnezeu, uitând de restul și tânjind doar la împlinirea deplină a legilor lui în ei și în toți frații lor. Crezi oare că atunci când se va înfăptui asta, te vei odihni fără de ei? Nu îi vei putea lăsa pe din afară pe niciunul, după cum nici eu nu te-aș putea lăsa fără să uit o parte din mine însumi. Te întreb poate cum poți să ai pace când, atât cât ești în timp, sunt atâtea de făcut înainte să se deschidă drumul către pace. Poate ți se pare un lucru imposibil. Întreabă-te însă dacă e posibil ca Dumnezeu să aibă un plan de mântuire a ta care să nu funcționeze. Odată ce îi accepti planul ca singura funcție pe care vrei să o îndeplinești, nu vor fi lucruri pe care Spiritul Sfânt să nu le aranjeze pentru tine fără niciun efort din partea ta. El va merge înaintea ta, netezindu-ți cărarea și ne lăsându-ți în cale nici pietre de care să te împiedici, nici obstacole care să te oprească în drum. Nu ți se vor refuza cele trebuincioase, toate dificultățile aparente vor dispărea complet înainte de a ajunge tu la ele. Nu trebuie să îți faci griji pentru nimic. Nu trebuie să te preocupe decât singurul scop pe care vrei să îl îndeplinești. Cum ți s-a dat, așa se va și îndeplini. Garanția lui Dumnezeu va ține în fața tuturor obstacolelor, căci se bazează pe certitudine, nu pe întâmplare. Se bazează pe tine. Căci ce poate fi mai cert decât un fiu de al lui Dumnezeu? 5. Vestitorii veșniciei. În lumea aceasta, Fiul lui Dumnezeu e cel mai aproape de el însuși, într-o relație sfântă. Acolo începe să găsească certitudinea pe care o are în el Tatăl său, și tot acolo își găsește funcția de a restitui legile Tatălui său părții care a fost ținută în afara lor și de a găsi ce s-a pierdut. Numai în timp ceva se poate pierde, și nu se pierde niciodată pentru totdeauna. Așa se contopesc în timp, treptat, părțile fiului lui Dumnezeu și cu fiecare contopire, sfârșitul timpului i-a adus tot mai aproape. Fie ce miracol de contopire e un puternic vestitor al veșniciei. Cel ce are un singur scop, unificat și sigur, nu se poate teme. Cel care își împărtășește scopul cu el, nu poate să nu fie una cu el. Fiecare vestitor al veșniciei cântă sfârșitul păcatului și al fricii. Fiecare vorbește în timp despre ce transcende cu mult timpul. Două voci ce se înnalță împreună, cheamă inimile tuturor să bată la unison. Și în acea singură bătaie, unitatea iubirii se proclamă și se primește cu căldură. Pace relației tale sfinte, ce are puterea să țină la oaltă, unitatea Fiului lui Dumnezeu. Îi dai fratelui tău pentru toți și prin darul pe care îl faci, pe toți îi bucuri. Nu uita cine ți-a dat darurile ce le dai și ne uitând asta, îți vei aminti cine i-a dat darurile ca să ți le dea. E imposibil să supraestimezi valoarea fratelui tău. Numai eu îl face asta, dar asta nu înseamnă decât că vrea să și îl aroge pe celălalt și de aceea îi atribuie o valoare mult prea mică. E clar că inestimabilul nu poate fi evaluat. Oare recunoști frica pe care o strânește încercarea fără sens de a judeca un lucru care îți depășește atât de mult judecata, încât nici măcar nu poți să l vezi? Nu judeca ce îți este invizibil, căci nu o să îl vezi nici când, ci așteaptă-i răbdător venirea. Ți se va da să vezi valoarea fratelui tău când tot ce vei vrea pentru el va fi pacea și ce vrei pentru el vei primi. Cum poți estima valoarea celui ce îți oferă pace Vrei altceva în afara lucrului pe care ți-l oferă el? Valoarea lui a fost stabilită de tatăl său și o vei recunoaște când vei primi prin el darul tatălui său. Ce e în sinea lui va străluci atât de puternic în ochii tăi recunoscători, încât îl vei iubi pur și simplu și te vei bucura. Nu te vei gândi să îl judeci, căci cine vrea să vadă fața lui Hristos, dar insistă că judecata are totuși rost. Căci această insistență ține de cei care nu văd. Ai de ales între viziune și judecată, dar nu le poți alege pe amândouă. Trupul fratelui tău vă e la fel de nefolositor și lui și ție. Când e folosit doar așa cum te învață Spiritul Sfânt, nu are nicio funcție. Căci mințile nu au nevoie de trup pentru a comunica. Vederea, ce vede trupul, nu are niciun folos care să slujească scopului unei relații sfinte. Și cât îți vezi fratele așa, mijlocul și scopul nu vor fi aliniate. De ce ar trebui să treacă atâtea clipe sfinte până la împlinirea acestui lucru, când una singură ar fi de ajuns? Nu există decât una. Micul suflu de veșnicie ce străbate timpul ca o lumină aurie e unul și același, nimic înainte și nimic după el. Tu consideri fiecare clipă sfântă un punct diferit în timp. Ea nu se schimbă niciodată. Tot ce a cuprins sau va cuprinde vreodată este chiar acum aici. Trecutul nu îi sustrage absolut nimic, iar viitorul nu îi va adăuga nimic în plus. Prin urmare, aici e totul. Aici e frumusețea relației tale cu mijlocul și scopul aflate deja într-o perfectă armonie. Aici ți s-a oferit deja credința desăvârșită pe care, într-o bună zi, i-o vei oferi fratelui tău. Aici s-a dat deja iertarea nelimitată pe care i-o vei da și ai văzut deja fața lui Hristos pe care urmează încă să o vezi. Poți oare să evaluezi dăruitorul unui dar ca acesta? Ai schimba oare darul acesta cu un altul? Darul acesta îți readuce aminte de legile lui Dumnezeu și prin simpla lor reamintire, legile ce te-au ținut prizonierul durerii și al morții trebuie date uitării. Ce îți oferă trupul fratelui tău nu e un dar. Vălul ce ascunde darul îți ascunde și fratele. El este darul, dar nu o știe. Nici tu nu o știi. Și totuși, ai încredere că cel ce vede darul în fratele tău și în tine, îl va oferi și îl va primi pentru voi doi. Și prin viziunea lui îl vei vedea și, prin înțelegerea lui, îl vei recunoaște și îl vei iubi ca pre propriul tău dar. Alină-te și simte cum veghează Spiritul Sfânt asupra ta cu iubire și încredere de plină în ce vede îl cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu și împărtășește certitudinea Tatălui Său că Universul stă în mâinile lui blânde, în siguranță și în pace. Să ne gândim acum ce trebuie să învețe ca să împărtășească încrederea pe care o are Tatăl Său în el. Ce e el de o acordă Creatorul Universului și de o știe în siguranță? El nu se vede așa cum îl cunoaște Tatăl Său. Și totuși, e cu neputință ca încrederea lui Dumnezeu să fie greșit acordată. 6. Templul Spiritului Sfânt Semnificația Fiului lui Dumnezeu stă numai în relația lui cu Creatorul. Dacă ar fi altundeva, ar fi la voia întâmplării, dar nu există altceva. Iar acesta e întru totul iubitoare și veșnică. Fiul lui Dumnezeu a inventat însă o relație nesfântă între el și tatăl său. Adevărata lui relație e o relație de unire de desăvârșită și de neîntreruptă continuitate. Cea făcută de el e parțială, egocentrică, fragmentată și plină de frică. Cea creată de tatăl său cuprinde întru totul sinele și îl extinde. Cea făcută de el e întru totul autodistructivă și autolimitativă. Nimic nu poate arăta mai bine acest contrast decât experiența unei relații sfinte și a unei relații nesfinte. Prima se bazează pe iubire, sprijinindu-se pe ea senină și netulburată. Trupul nu o perturbă. Orice relație în care intră trupul nu se bazează pe iubire, ci pe idolatrie. Iubirea dorește să fie cunoscută, înțeleasă și împărtășită pe deplin. Ea nu are secrete nici lucruri pe care să le izoleze și să le ascundă. Ea pășește în lumina soarelui, cu ochii larg deschiși și calmă, cu o întâmpinare surăzătoare și o sinceritate atât de simplă și de evidentă, încât nu poate să fie greșit înțeleasă. Idolii însă nu împărtășesc. Idolii acceptă, dar nu înapoiază niciodată. Pot fi iubiți, dar nu pot iubi. Nu înțeleg ce li se oferă, și orice relație în care intră, și-a pierdut înțelesul. Faptul că sunt iubiți a făcut iubirea să își piardă tot înțelesul. Ei trăiesc în taină, urând lumina soarelui și iubind întunericul trupului, în care se pot ascunde și își pot ascunde secretele alături de ei. Nu au relații, căci unde sunt ei, alții nu sunt bineveniți și nici nu surâd nimănui, nici nu îi văd pe cei care le surâd. Iubirea nu are temple întunecate în care misterele se țin obscure și ascunse de soare. Ea nu caută putere, ci relații. Trupul e arma aleasă a eului de a căuta putere prin relații. Iar relațiile lui trebuie să fie nesfinte, căci nici măcar nu vede ce sunt. Le vrea numai pentru prinosurile de pe urma cărora prosperă idolii lui, Restul îl aruncă pur și simplu, căci consideră nevaloros tot ce i-ar putea oferi. Lipsit de adăpost, Eul caută să adune cât mai multe trupuri în care să își așeze idolii, stabilindu-le astfel ca temple închinate lui. Templul Spiritului Sfânt nu e un trup, ci o relație. Trupul e o bucățică de întuneric izolată, o cameră secretă și ascunsă, un mic strop de mister fără sens, un loc îndrăgit și protejat cu grijă, care însă nu ascunde nimic și nu are niciun înțeles. Aici, relația nesfântă evadează din realitate și caută firimituri să supraviețuiască. Aici vrea să își tărească frații, ținându-i aici în idolatria ei. Aici este în siguranță, căci iubirea nu poate să intre aici. Spiritul Sfânt nu își construiește templele unde iubirea nu poate să fie niciodată. Oare cel ce vede fața lui Hristos și-ar alege drept casă singurul loc din tot universul în care nu poate fi văzută? Nu poți face din trup templul Spiritului Sfânt și nu va fi niciodată locașul iubirii. El este casa idolatrului și a condamnării iubirii, căci aici iubirea e transformată în ceva înfricoșător și speranța e abandonată. Chiar și idolii care sunt venerați aici sunt învăluiți în mister și separați de cei ce îi venerează. Acesta e templul dedicat nerelațiilor și în neînapoieri. Aici, misterul separării e perceput cu evlavie și tratat cu reverență. Ceea ce Dumnezeu nu vrea să existe e ținut aici la adăpost de El. Dar nu-ți dai seama că lucrul de care te temi fratele tău și pe care nu vrei să îl vezi în el, e lucrul care îl face pe Dumnezeu să-ți pară înfricoșător și să-ți rămână necunoscut. Idolatrii se vor teme întotdeauna de iubire, căci nimic nu îi amenință atât de serios ca apropierea iubirii. Lasă iubirea să se apropie de ei și să vadă dincolo de trup, după cum precis o va și face, iar ei se vor retrage plin de teamă, simțind cum începe să se cutremure și să slăbească temelia de o aparentă fermitate a templului lor. Frate, tremuri odată cu ei! Dar nu te tem decât de vestitorul evadării, acest loc al întunericului nu este casa ta. Templul tău nu e amenințat. Nu mai ești un idolatru. Scopul Spiritului Sfânt stă la adăpost în relația ta și nu în trupul tău. Ai scăpat de trup. Unde ești tu, trupul nu poate să intre, căci Spiritul Sfânt i-a așezat acolo templul său. Relațiile nu au o, o ordine. Ele fie sunt, fie nu sunt. O relație nesfântă nu e nicio relație, e o stare de izolare care pare a fi ce nu e. Doar atât. În clipa în care a apărut posibilă ideea smintită de a-ți face o relație nesfântă din relația cu Dumnezeu, toate relațiile tale au fost lăsate fără înțeles. În clipa aceea nesfântă s-a născut timpul și s-au făcut trupuri care să găzduiască ideea smintită și să îi dea iluzia realității. Așa a apărut să aibă o casă ce rezistă o vreme și apoi dispare. Căci ce i-ar putea servi drepta de post aceste idei smintite, contrare realității, mai mult de o secundă? Idolii trebuie să dispară și să nu lase nimic în urma lor. Clipa nesfântă a pretinței lor puteri este plăpândă ca un fulg de nea, dar fără frumusețea fulgului de nea. Aceasta să fie oare lucrul cu care vrei să înlocuiești binecuvântarea veșnică a clipei sfinte și binefacerea ei nelimitată? Preferi oare voința relației nesfinte, atât de puternică în aparență, atât de greșit înțeleasă și atât de investită într-o atracție falsă, clipei sfinte, care îți oferă înțelegere și pace? Le apădeți atunci trupul și transcende-l liniștit, ridicându-te să întâmpini ce vrei cu adevărat. Și din Templul lui cel Sfânt, nu te uita înapoi la lucrul din care te-ai trezit, căci iluziile nu pot atrage mintea ce le-a depășit și le-a lăsat în urmă. Relația sfântă reflectă relația adevărată pe care o are, în realitate, Fiul lui Dumnezeu cu Tatăl său. Spiritul Sfânt stă în ea, în certitudinea că va dura pentru totdeauna. Ferma ei temelie e veșnic susținută de adevăr, iar iubirea se răstrânge asupra ei cu zâmbetul blând și cu binecuvântarea blajină pe care le oferă alor ei. Aici, clipa nesfântă se schimbă bucuros cu cea sfântă a singurei înapoieri. Aici se ține deschisă cu brațele calea către relații adevărate, prin care tu și fratele tău treceți împreună, lăsându-vă în urmă trupul recunoscător și odihnindu-vă în brațele veșnice. Brațele iubirii sunt deschise să vă primească și să vă ofere pace pentru totdeauna. Trupul e idolul eului. Credința în păcat, făcută carne și proiectată apoi în afară. Asta produce ceva ce pare a fi un zid de carne în jurul minții, ținând o prizonieră într-un mic punct din spațiu și din timp, supusă morții și dispunând doar de o clipă în care să suspine, să sufere și să moară în cinstea stăpânului ei. Iar această clipă nesfântă pare să fie viața. O clipă de disperare, o mică insulă de nisip uscat, lipsită de apă și așezată în cumpănă precară, pe apa uitării. Aici, Fiul lui Dumnezeu se oprește puțin să își aducă prin nosul idolilor morții și să își continue apoi drumul. Aici e mai mult mort decât viu, dar tot aici alege din nou între idolatrie și iubire. Aici îi se dă să aleagă să petreacă această clipă plătind tribut trupului sau lăsându-se scăpat de el. Aici poate accepta clipa sfântă ce îi se oferă în locul celei nesfinte pe care a ales-o înainte. Și aici poate învăța că relațiile sunt mântăirea lui și nu o sânda. Tu, care înveți acest lucru, te mai poți teme încă, dar nu ești imobilizat. Clipa sfântă valorează acum în ochii tăi mai mult decât aparentul ei echivalent nesfânt și ai învățat că o vrei de fapt doar pe una dintre ele. Nu e momentul să fii trist, poate că fuz, dar nu descurajat. Ai o relație reală, o relație cu înțeles. Seamănă cu relația reală pe care o ai cu Dumnezeu ca două picături de apă. Idolatria a trecut și nu are înțeles. Poate că te mai tem puțin de fratele tău, poate că te mai însoțește o umbră rămasă din frica de Dumnezeu. Dar ce contează pentru cei cărora li s-a dat singura relație adevărată dincolo de trup? Pot fi opriți mult de la vederea feței lui Hristos? Și pot să își refuze mult amintirea relației lor cu Tatăl și să nu conștientizeze reamintirea iubirii Lui? 7. Consecvența dintre mijloace și scop. Am vorbit mult despre discrepanțele dintre mijloace și scop și despre cum trebuie aliniate înainte ca relația sfântă să îți poată aduce numai bucurie. Dar am mai spus și că mijloacele de a satisface obiectivul Spiritului Sfânt vor veni de la aceeași sursă ca și scopul lui. Fiind atât de simplu și direct, cursul acesta nu are în el inconsecvențe. Inconsecvențele aparente sau părțile ce ți se par mai dificile decât altele sunt doar indicii ale locurilor în care există încă discrepanțe între mijloace și scop. Acestea îți produc un mare disconfort. Nu trebuie să fie așa. Cursul acesta nu îți cere mai nimic. E imposibil să îți imaginezi un curs care să ceară atât de puțin sau care să îți poată oferi mai mult. Perioada de disconfort ce vine după schimbarea bruscă a scopului unei relații de la păcat la sfințenie poate acum să fie pe sfârșite. În măsura în care o mai resimți, refuzi să lași mijloacele în seama celui ce a schimbat scopul. Tu recunoști că vrei obiectivul. Nu ești dispus să accepti și mijloacele? Dacă nu ești dispus, să admitem atunci că tu ești inconsecvent. Scopurile se ating prin mijloace și dacă vrei un scop, trebuie să fii dispus să vrei și mijloacele. Cu câtă sinceritate poți să spui, vreau lucrurile acesta mai presus de toate, dar nu vreau să învăț mijloacele de a-l dobândi. Pentru atingerea obiectivului, Spiritul Sfânt cere într-adevăr puțin și nu cere mai mult pentru a-ți da potrivă și mijloacele. Mijloacele sunt secundare obiectivului, iar când precis preciste înspăimântă scopul, nu mijlocul. Ține minte acest lucru, căci altfel vei face greșeala de a crede că mijlocul este dificil. Dar cum poate să fie dificil din moment ce ți se dă pur și simplu? Mijlocul garantează obiectivul și e perfect aliniat cu el. Înainte de a-l examina un pic mai atent, ține minte că, dacă îl crezi imposibil, ți s-a clătinat dorința cu care ai vrut scopul. Căci dacă un obiectiv e posibil de atins, trebuie să fie posibile și mijloacele de a-l atinge. E imposibil să vezi în fratele tău un nepăcătos și să-l consideri totuși trup. Nu e oare o imposibilitate ce concordă cu obiectivul sfințeniei? Căci sfințenia e doar rezultatul deciziei de a permite anularea efectelor păcatului ca să se recunoască ce a fost întotdeauna adevărat. Să vezi un trup nepăcătos este cu neputință, căci sfințenia e pozitivă, iar trupul este doar neutru. Nu e păcătos, dar nici nepăcătos nu e, Nimic fiind, trupul nu poate fi investit în mod semnificativ cu însușirile lui Hristos sau cu ale eului. Și una și alta trebuie să fie o greșeală, căci ambele ar atribui însușirile acolo unde nu pot fi. Și ambele trebuie desfăcute în scopurile adevărului. Trupul este mijlocul prin care eul încearcă să facă relația nesfântă să pară reală. Clipa nesfântă este timpul trupurilor. Dar aici scopul e păcatul. Acesta nu poate fi atins decât în iluzii, așa că iluzia că un frate e tot una cu un trup concordă pe deplin cu scopul nesfințeniei. Datorită acestei consecvențe, mijlocul rămâne necontestat cât timp ți la scop. Ce vezi se adaptează la ce dorești, căci văzul e întotdeauna secundar dorinței. Și dacă vezi trupul, ai ales să judeci, nu să vezi. Căci viziunea, ca relațiile, nu are o ordine. Fie vezi, fie nu vezi. Cine vede trupul unui frate și-a judecat fratele și nu îl vede, nu îl vede păcătos, ci pur și simplu nu îl vede. În întunericul păcatului, el este invizibil. În întuneric nu poate fi decât închipuit, căci acolo iluziile pe care le deține despre el nu sunt confruntate cu realitatea lui. Aici, iluziile și realitatea sunt ținute separat. Aici, iluziile nu se aduc nici când la adevăr și se ascund întotdeauna. Și tot aici, în întuneric, îți închipui că realitatea fratelui tău e trupul, în relații nesfinte cu alte trupuri, slujind cauzei păcatului timp de o clipă, înainte de a muri. Există, într-adevăr, o diferență între această închipuire vană și viziune. Diferența nu constă în ele, ci în scopul lor. Și una și alta nu sunt decât mijloace potrivite scopului pentru care se folosesc. Niciuna dintre ele nu slujește scopului celeilalte, căci fiecare în parte reprezintă alegerea unui scop, întrebuințată în folosul acestuia. Niciuna nu are înțeles fără scopul pentru care a fost menită, nici nu e prețuită ca lucru de sine stătător separat de intenție. Mijloacele par reale pentru că e prețuit obiectivul, iar judecata nu are valoare decât dacă obiectivul e păcatul. Trupul nu poate fi privit decât prin judecată, Faptul că vezi trupul e un indiciu care îți lipsește viziunea și că ai refuzat mijloacele oferite de Spiritul Sfânt pentru a sluji scopului său. Cum poate o relație sfântă să își atingă scopul prin mijloacele păcatului? Judecata a învățat-o singur. Viziunea a învățat-o de la cel ce te va dezvăța, de ce te-ai învățat. Viziunea lui nu poate să vadă trupul, căci nu poate privi păcatul, și așa te conduce la realitate fratele tău sfânt, prin a cărui vedere te eliberezi, nu e o iluzie. Încearcă să nu îl vezi în întuneric, căci închipuirile pe care ți le faci despre el îți vor părea reale acolo. Ți-ai închis ochii să îl ții pe din afară. Acesta ți-a fost scopul și cât timp scopul acesta va părea să aibă un înțeles, mijloacele atingerii lui vor fi considerate demne de văzut, așa că nu o să vezi. Întrebarea ta nu ar trebui să fie, cum pot să-mi văd fratele fără un trup? Ci chiar doresc să-l văd nepăcătos? Și în timp ce întrebi, nu uita că nepăcătoșenia lui te scapă de frică pe tine. Mântuirea este obiectivul Spiritului Sfânt, mijlocul este viziunea. Căci ce văd, Văzătorii chiar e nepăcătos. Cel ce iubește nu poate judeca, și ce vede e lipsit de condamnare și ce vede nu a fost făcut de el, căci i s-a dat să vadă, după cum i s-a dat și viziunea ce a făcut posibil să și vadă. 8. Viziunea nepăcătoșeniei Viziunea îți va parveni mai întâi în străfulgerări, dar acestea vor fi de ajuns să îți arate ce ți se dă, ție, care îți vezi fratele fără niciun păcat. Adevărul ți se redă prin dorința ta, din moment ce l-ai pierdut prin dorința de a avea altceva, deschide locul sfânt pe care l-ai închis, prețuind altceva și ce nu s-a pierdut nici când va reveni în liniște. Ți-a fost păstrat. Viziunea nu ar fi necesară dacă nu s-ar fi făcut judecata. Dorește acum întreaga ei desfacere și ți se va desface. Nu vrei să îți cunoști propria identitate? Nu ai vrea să îți schimbi bucuros îndoielile cu certitudinea? Nu ai vrea să scapi de bunăvoie, de nefericire și să reînveți ce este bucuria? Relația ta sfântă îți oferă toate aceste lucruri. După cum ți s-a dat, așa îi vor fi și efectele. Și din moment ce scopul ei sfânt nu a fost făcut de tine, mijloacele prin care îți revine finalul ei fericit nu țin nici ele de tine. Bucură-te de ce îți revine la cerere și nu te gândi că e nevoie să faci mijloacele sau scopul. Toate acestea ți se dau, ție care nu vrei decât să îți vezi fratele fără niciun păcat. Toate acestea ți se dau, așteptându-ți dorința de a le primi. Viziunea li se dă de bunăvoie celor ce cer să vadă. Nepăcătoșenia fratelui tău ți se dă într-o lumină strălucitoare să o privești cu viziunea Spiritului Sfânt și să te bucuri de ea alături de el. Căci pacea va veni la toți cei care cer, cu dorința adevărată și cu sinceritatea intenției, să o împărtășească cu Spiritul Sfânt și să concorde cu el referitor la ce e mântuirea. Fi dispus așadar să îți vezi fratele fără niciun păcat, astfel încât Hristos să poată apărea în fața viziunii tale și să îți aducă bucurie. Și nu pune niciun preț pe trupul fratelui tău, care îl ține legat de iluziile lui de sine. Este dorința lui să-și vadă nepăcătoșenia după cum este și a ta, Binecuvântează-l pe Fiul lui Dumnezeu în relația ta și nu vedea în el ce ai făcut din el. Spiritul Sfânt îți garantează că îți va reveni tot ce ți-a voit și ți-a dat Dumnezeu. Iată scopul tău acum, iar viziunea care îl face să îți revină e gata să îți fie dată. Ai viziunea care îți dă putința să nu vezi trupul. Și când îți vei privi, fratele, vei vedea un altar închinat tatălui tău, sfânt ca cerul, sclipind de o puritate radioasă și scânteind de crini strălucitori care au fost puși pe el. Ce poți să prețuiești mai mult? De ce crezi că trupul e o casă mai bună, un adăpost mai sigur pentru fiul lui Dumnezeu? De ce ai privi mai degrabă trupul decât adevărul? Cum poți să preferi motorul distrugerii, alegându-l să înlocuiască sfânta casă pe care ți-o oferă Spiritul Sfânt și în care va să sălășlui cu tine. Trupul e semnul slăbiciunii, al vulnerabilității și al pierderii puterii. Oare te poate ajuta un asemenea mântuitor? Oare tocmai unui lucru neajuderat te-ai duce să îi ceri ajutorul la necaz și la nevoie? Și ai alege să îi ceri tocmai unui lucru mic și jalnic, putere? Judecata va părea să îți slăbească mântuitorul, dar tu ești cel ce are nevoie de puterea lui. Nu există problemă, întâmplare, situație sau nedumerire pe care să nu o rezolve viziunea. Totul e izbăvit când e privit cu viziune, căci nu e văzul tău și aduce cu el legile iubite de cel al cărui văz este. Tot ce se privește cu viziune începe ușor să se lămurească, potrivit legilor pe care îi le aduce văzul lui calm și cert. Sfârșitul tuturor lucrurilor pe care le privește el e întotdeauna sigur. Căci îi va satisface scopul, văzut într-o formă neajustată și fiind cât se poate de potrivit să îl satisfacă. Distructivitatea devine benignă și păcatul se preschimbă în binecuvântare sub blânda lui privire. Ce putere au ochii trupului să corecteze ce percep? Ochii lui se ajustează la păcat, incapabil să o omită sub orice formă și văzându-l pretutindeni, în toate. Privește cu ochii trupului și tot ce ai în față va fi condamnat. Tot ce te-ar putea mântui, nu vei vedea nici când. Relația ta sfântă, sursa mântuirii tale, va fi lipsită de înțeles și scopul ei prea sfânt va fi văduvit de mijlocul împlinirii sale. Judecata e doar o jucărie, un moft, mijlocul lipsit de sens, cu ajutorul căruia joci în închipuirea ta, jocul deșert al morții. Dar viziunea le pune pe toate la locul lor, aducându-le încetișor sub stăpânirea blândă a legilor cerului. Ce-ar fi dacă ai recunoaște că lumea aceasta este o halucinație? Ce-ar fi dacă ai înțelege cu adevărat că tu ai inventat-o? Ce-ar fi dacă ți-ai da seama că cei ce par să mișune prin ea, să păcătuiască și să moară, să se atace, să se ucidă și să se distrugă singuri, sunt întru totul ireali? Ai putea să mai crezi în ce vezi dacă ai accepta acest lucru? Și ai mai vedea-o? Halucinațiile dispar când sunt recunoscute ca atare. Iată vindecarea și remediul. Nu le crede și ele dispar. Și tot ce trebuie să faci este să recunoști că tu ai făcut-o. De îndată ce accepti acest simplu fapt și ei asupra ta puterea pe care le-ai dat-o, vei scăpa de ele. Un lucru este cert. Halucinațiile servesc unui scop și când scopul acesta nu mai este urmărit, ele dispar. De aceea, întrebarea nu e niciodată dacă le vrei pe ele, și întotdeauna dacă vrei scopul căruia acestea îi servesc. Lumea aceasta pare să îți ofere multe scopuri, fiecare diferit și cu valori diferite, dar toate sunt același lucru. Din nou, nu există aici nicio ordine, numai o pretinsă ierarhie de valori. Sunt posibile doar două scopuri. Unul e păcatul, celălalt sfințenia. Nu e nimic între ele, iar cea pe care o alegi determină ce vezi căci ce vezi este doar felul în care alegi să îți atingi obiectivul. Halucinațiile servesc la atingerea obiectivului nebuniei. Sunt mijloace prin care lumea exterioară, proiectată din interior, se ajustează la păcat și pare să depună mărturie pentru realitatea lui. Afirmația că nu există nimic în exterior rămâne adevărată, dar tocmai asupra nimicului se fac toate proiecțiile, Căci proiecția este cea care dă nimicului tot înțelesul pe care îl are. Ce nu are înțeles nu poate fi perceput, iar înțelesul se uită întotdeauna înăuntru să găsească, iar apoi se uită în afară. Tot înțelesul pe care îl dai lumii exterioare trebuie așadar să reflecte ce ai văzut în interior, sau mai bine zis, dacă ai reușit să vezi sau doar ai judecat defavorabil. Viziunea e mijlocul prin care Spiritul Sfânt îți traduce coșmarele în vise fericite. Halucinațiile fanteziste ce îți arată toate rezultatele înfricoșătoare ale păcatului închipuit în imaginele calme și liniștitoare cu care vrea să le înlocuiască. Aceste imagini și sunete blânde se văd și se aud cu bucurie. Ele sunt substitutele lui pentru că toate imaginile înspăimătătoare și toate sunetele urlătoare pe care scopul eului le-a adus la cunoștința ta îngrozită. Ele se îndepărtează de păcat, amintindu-ți că nu realitatea te înspăimântă și că greșelile pe care le-ai făcut pot fi corectate. Când vei vedea cum se preschimbă ce ți-a părut îngrozitor în priveliști de pace și frumusețe, când vei vedea cum se preschimbă scenele de violență și de moarte în calme imagini de grădini sub cer senin cu apă limpede dătătoare de viață, curgând voioasă pe lângă ele în izvoare zglobice, nu seacă niciodată, cine va mai trebui să te convingă să accepți darul viziunii? Iar după viziune, cine va putea să refuze ce trebuie să urmeze. Gândește-te o singură clipită la următorul lucru. Vei putea să vezi ființenia pe care Dumnezeu i-a dat-o fiului său și nu va trebui să te gândești nici când că mai ai de văzut altceva.